Trei copii, Anastasia, Eva și David, îi poftim alături de noi, așa că, iată, ei sunt pregătiți să intre în direct. Bună! Salut! Salut! Salut, David! Nu e nicio problemă, mergi liniștit! Bate palma! Hai, mă, David, noroc! Așa, na, asta crezi că nu știam. Bună, vlogăriță! Salut! Bună! Hello, ce faceți? Salut, tata! Salutare, eu tot sunt vlogger! Iar deja mă, e mai vlogăriță ca mine! Ziua. Deci, bună numai, ziua, numai o secundă, scuzați-mă că vă zic. Deci când a intrat David în, acum în platou, am avut impresia că te-am văzut pe tine în miniatură. Da? Păi? Îmi cer scuze, dar zici că este el când mamele era mic. Mamele muncesc, tăticii beneficiază. Îmi cer mii de scuze, dar zici că ești tu în miniatură, pe cuvântul meu de onoare. Deci când a intrat și atitudinea asta așa de stare, uite mă, eu sunt ăsta. Haideți să luați un loc aici, vă rog frumos. Ce faceți? Bine, ce faci, Anastasia? Bine. Cum merge treaba? Bine, bine. Totul e în regulă. Corect. Ce ai mai citit? Că ultima dată știu că citeai 5 cărți în același timp sau nu mai știu deja cum era. Deja acum mai avem acolo o radă mică pentru noi. Acum deja Eva citește mai mult că eu nu mai am așa de mult. Hai mă, nu cred asta, mă, adică tu erai șefa cititorului. Eu mai citesc în continuare, păi, știu că dar data trecută când ai venit la noi că citeai mult. Acum este Eva, Eva este. Cum adică? Eva, de la 4 ani a citit tot ce e în casă. Amândouă citim foarte mult, dar fiind ea la liceu, nu prea are timp să citească toate chestiile și eu am mai mult timp liber să citesc. Stai un pic, adică să nu înțeleg, tu în ce clasă ești acum? A 11-a și citesc operele de liceu pentru ceilalți elevi de liceu. Îmi știți durerea când vă zic că trebuie să citesc Lăpușneanu și Ion și toate. Iartă-mă un pic, ești în clasa 11-a? Da. Când a trecut mânene timp? Nu știu. Da, timp. Când nici a trecut timpul? Știu. Deci clasa 11-a, tu dai bacul? Să știi că este ultimul an în care o ai invitat la minoră. La da. Anul este majoră. La vară fac o să vină singură. Ok. Ok. Băi, nene, că s-au schimbat toate lucrurile astea. Eva, tu câți ani ai acum? Poate aflu că și tu mai ai un pic și dai... 9 ani. Am 9 ani. Tu vorbești serios? Da. Bravo. Și în ce clasă ești? A 3-a. În clasa a 3-a și ai citit tot acum toate cărțile pe care ți le-a lăsat Anastasia? Da. Ne-a terminat. Din punctul ăsta de vedere avem mari probleme pentru că nu mai găsim nu mai cărțile cărți care le vrea și... Aveam e-book-uri, nu mai am e-book-uri, nu mai găsesc cărți. Iau nu ce apucă. Nici ce faci mine dacă citești toată ziua? Adică cum e? Păi, vorbește fac... mult cu noi. Exact. Da, îmi fac temele, citesc și pe urmă iar citesc. Bravo. David, tu ce faci? Am impresia că sunt ca la mine acasă, David și Eva, că și-am doi copii la fel, doar că Eva e mai mică și David e un pic mai mare. Adică? Ce, cum? Adică David al meu are 11 ani și Eva are 7 ani. Da? Aici tu ești mai mic decât Eva ta. Adică și-am doi copii pe care cheamă la fel el David. El nu știe că e mai mic, să știi. El crede că el este șef. El e cel mai mare. Te anunț. De... Salut, mă, David, deci, deci tu câți ani ai? Da, sigur. Câți ani ai? 6. Câți am? Sunt la pregătitoare. Tu, bai, mă, nu cred. Tu vorbești serios? Da. La clasa 0, de fapt. Păi și, deci, practic, am înțeles, deci tu ai 6 ani și de ceva este șefa în casă, că e mai mare, practic. Da, doar că când eu sunt singurul din clasă care știe să citesc, eu cu Eric. Păi din singur. Clasa ta, dar la tine acasă Eva e șefa. E bătălie Eva mare pe să fie în casă, să știi. Eva e șefa, David, accepti? Da. Jumătate din, jumătate din timp când nu e Anastasia acasă. Se împarte și bine. Mi-a să... Ce e? Nimic. Zi mă, David, zi ce simți. Zice că mereu îi zic când nu e Anastasia acasă să ne zic, să-mi zică ea ce să fac mie și eu să-i zic ce să facă lui, ca să fie un fel de suăriță. Ca un fel de scăriță. A, scăriță, da, așa e, la mare, dă ordine lui ăla mai mic, la mai mic, la mai mic și mai mic, așa. Și când Anastasia nu e acasă și noi ne jucăm sau când Anastasia nu e, plecăm, nu? Când noi jucăm, Îți zici reale? Dacă vrei, uite, mandarină, măr, exact ce vrei. Nu, nu, după, după. Păi de ce vorbești numele lui? Poate el vrea. Eu de ce sigur vrei, vrea. Vrei, mă, Davide? Da. Păi normal, atunci ia, te dai după sorta care ce, nu? Păi ori e șef, ori nu e șef. Nu, el știe regula, cu mâncarea după. Mâncarea după, pentru că nu mai vorbește în timpul ăla. Perfect, lasă că scurăți o mandarină, fii atent, sunt prietenul tău, imediat mă ocup de treaba asta. Știu să scurăți o mandarină. Hai că scurăți o mandarină, cum să nu. Băi, Ana, băi, nu vine să cred ce copii mari aveți, ce... Da, dar problema este când citim foarte mult, că la 12 noaptea noi cu Radu ne uităm la, știi cum, ne facem cruce și zice, slavă Domnului, au dormit și ne ducem pe la 11:30 să vedem dacă doarme. Și citește și... Și e sub lapumă, cu lumină, citește. Bă, dar pe cine au moștenit? Iartă-mă că întreb, așa era și voi? Pe mami. Și eu citesc. Da, deci de la tine, nu? Mami, a citit toată biblioteca școlii, da. Bine. Ok.
Da, Radu, cum e la tine? Eu citesc, dar nu prea am timp, sincer, de citit, pentru că o fac pe șoferul mai tot. Da, nu, da. Tati se pune jos să citească o carte, deschide cartea și din cealaltă cameră, tati! Știi, mi-am cumpărat căști din alea cu noise cancellation, știi? Și le pun acasă și atunci mai ajută, mai citesc. Nu, să ai. Dacă vrei să știi, astăzi când am ieșit din casă, a fost la exact ca în filmul Home Alone. Adică uitați-ți pe David? Și ne uitam dacă ne uitam pe cineva sau pe noi ne-am uitat. I-am adus de la școală. I-am împachetat, i-am dezbrăcat, i-am îmbrăcat înapoi. Strigam, Eva, ești, ți-ai pus pantofi? David, ți-ai făcut... Eram într-un haos și ne-am dat seama că ne-am așezat în mașină. Zic, wow, zic, ce-a fost asta? Bă, da, voi sunteți foarte faini, pe cuvântul meu de onoare. Și o familie așa faină și numeroasă, pe cuvânt. Mulțumim. Lui Moș Crăciun i-ai scris, David? Da. Ce i-ai scris, ia zi? Mai ții minte ce ai scris moșului? Ce își dorești? Poate te aude moșul, poate se uite la tine. Moșul are antenă, satelit la el acolo. Nu mai știu. Mai știu Xbox, setul de Among Us și alte chestii. Toate reclamele poți. Da. Păi și la tu, Eva, ce ai scris? Eu i-am scris cum că sunt și cu cititul și cu desenul, că nu se potrivesc altcumva. Nu poți citi fără să desenezi, e regula mea. Ce zici, David? Da. I-am scris că vreau un set de markere, un sketchbook special pentru acele markere. Important că a scris în scrisoare că nu-și dorește foarte multe lucruri materiale pentru că vrea să fie pace în lume. Pace pe pământ, da. A fost foarte frumoasă scrisoarea, ne-a emoționat, efectiv. Anastasia, de 3 luni, este rugată să scrie o scrisoare moșului. M-am decis săptămâna asta ce vreau să scriu, spre fericire. Face 18 ani, ea vorbește direct cu moșul. Bine, stă bine. Stai liniștită, ea pur și simplu când vrea să scrie, scrie. Oricum trebuie să scriu, că e o tradiție, e frumos așa. E tradiție în familia noastră. Ideea este că, da, ea deja... Hai noroc! Hai să de bate, mă, nu, hai, mă. Anastasia deja poate să... Păi ce, crezi că nu mai puteți să fii șmecher cu mine? Da. Eu am adresa de mail a moșului. Da, poate exact, singur se ocupe de moșul deja, își face banii ei. Și contul bancar plin, pentru că câștigă foarte bine din design grafic 3D și poate să-și cumpere ce singură vrea sufletul ei. Stai un pic, a trecut mult timp, nu știu unde face desene animate. Cu vlogul a fost în copilărie, da. Deci aia cu vlogul a fost în copilărie și ai renunțat la aia cu vlogul? Acum face 3D. Zic că am renunțat, dar nu mă mai interesează așa de mult și nu mai este o prioritate. Ce îmi place mie cel mai mult să fac în perioada asta este legat de artă. Artă digitală, artă 2D, 3D, gen desen și 3D. Ai văzut că a apărut acum aplicația asta de a nebunit tot Instagram-ul, de devin toți cu inteligența artificială? Ea face singură, fără aplicație. Ea le face pe toate singură. Da, aplicația asta ți-a luat toată munca ta. Adică munca pe care o putea face un singur om, a venit aplicația și spune un filtru pe față. Este un discurs destul de încins toată chestia asta cu inteligența artificială și artiștii că îți fură munca și chestii, dar nu cred că este neapărat cazul, pentru că totuși în arta umană este un element de decizie pe care îl iei, pe când arta artificială decât copiază. Și eu mai ales că mă ocup mai mult de 3D pe domeniul acesta, eu vreau să mă duc pe domeniul de animație. Gen, ai văzut desenele de la Disney, Pixar, astea cum sunt animate, eu pe domeniul ăla mă interesează, ceea ce nu e ceva ce arta artificială ar putea să facă. Pentru vârstă ei le face foarte bine. Da, când ne face... Spuneți Instagram-ul, iubita, că ai Instagram-ul unde oamenii pot să vadă. Deci am Instagram-ul Anastasia Dalia, care e Instagram-ul meu principal, și mai am un Instagram Anastasia Dalia _ art, unde îmi postez toate desenele și modelele și animațiile. Când ne face cadouri în artă, scuze-mă că te întrerup, când ne face cadouri, noi, oriunde am fi, că eu sunt pe Scratch, care nu e așa mare chestie de menționat, le postez pe toate acolo. Ba, e mare chestie, că și Eva, tu faci programare. Pe meu. Le pun, deci sunt prea frumoase. De ziua mamii am făcut un portret în de. Da, Vorbiți, dragi. N-am cu ce să mă laud în comparație cu voi. Cât le-am cu noi? M-am încurcat, ce vreau să spun. Lasă, ia-o de la început, zi, Davide. Și tu faci grafică 4D, nu? Da, nu, el joacă șah în 4D. El joacă șah. El joacă Minecraft, păi, și știi cum se mută calul? Șahist. Da. Cum? Da. Și e tura? Tura se mișcă. De care? Tura e turnulețul ăla. Turnulețul ăla, da. Da. Păi tura se mișcă doar în față. În linie dreaptă. În linie dreaptă. Da, e drept. Și nebunul? Da, asta nu e oră de șah acum. Pe diagonală, tocmai de diagonală. Nu, dar mă înțeleg noi. Dar ce faci, de exemplu, dacă pierzi regina? Dacă pierzi regina, dacă reușești să te duci la celălalt om cu un pion,
Da. Să ajungi la capătul tabelei. Da, poți să te recuperezi regina. Deci, dacă vrei. Deci poți să recuperezi regina. E o chestie în șahul digital, dar ceva că piesă. Poți să ai vreo 6 regine dacă faci asta de 6 ori, dacă vrei tu 6 da. Regine și... Dar știi ce? Nu înțeleg, mă, David, pe care e mai tare la șah dintre voi doi? Neana. Cred eu. Că... David? Eu, da. eu nu sunt începător, sunt avansat. El are de păi v-a zis că te bate la șah. Eu sunt mai bună, nu mai bună, că sunt mai mare. Este o diferență. V-a zis că mi-a zis acum că te bate. Deci, băi, David, face semne pe la spatele tău, n-ai văzut acum, face semne că nu știi deloc să joci așa. Nu, nu făceam semne, el face cursuri de șah. El face cursuri de șah, da. E de respectat cum joacă pentru vârsta lui, dar eu îl bat pentru că sunt mai mare și am și capacități. Și cum eu te bat pe tine pentru că sunt mai mare, dar tu mai fi bătut pe mine la vârsta ta. Știu, David. Da, aveți olimpiada la șah, nu? Da, participă la olimpiada de șah. Deci cum arată ziua voastră și cine vă ajută cu copiii și cum mama, cum unica, da, cred că știi și tu, că am văzut că și tu ești într aceeași stare. Ești în același haos, sunt și eu. Îți lipsește adolescenta, dar stai că vine. Vine da? Adolescentul. O să știi cum e și perioada. Sunt în perioada în care acum mă și amuză discuțiile cu David de multe ori adolescența aia. Da. Cred că peste care Anastasia a trecut un pic. Eu sunt curios cum o să fie Eva ta în adolescență. Mă rog, cine? Eva. Da. Anastasia, cred că avea început eu probabil trecut, dar eu estimez că eu voi fi în adolescență. Estimez. Cea mai cuminte și cea mai bună și cea mai ascultătoare. Doamne, ascultă-mă puțin. Estimez că voi avea trei lucruri în adolescență. O carte, un desen, un sketchbook și un telefon. Asta voi avea în adolescență. Pentru că adică deja ești ca mine. Surioara mai mare, nu e nicio diferență. Da, urmează pașii Anastasiei. Și mate. Voi avea și mate. E foarte bună la mate. Da, gata, v-am lăudat. Puteți să rădăm și noi. Mă, ridică-te-n picioare și zi, ridică-te-n picioare și zi. Așa, zi. Televizorul ăla, efectiv. Eu stau așa, mă uit spre Eva. Așa? Și Eva e aici și mă uit în partea aia. Acum mă uit la... E un televizor, un monitor în fața noastră. Deci televizorul ăsta, monitorul ăsta te enervează sau cum e? Nu, enervează că stau în... E în oglindă. E în oglindă, asta vreau să zic. Că nu este în oglindă. Dar hai că e rândul și lui mami și tati să vorbească. Hai să-i lăudăm pe mami. Și voi ziua ce faceți? Hai să-i lăudăm pe mami și tati. Nu, dar ziua voi ce faceți? Adică cum e? La școală? Avem la acasă? Avem 3 ore de birou, de studio, de muzică, că muzică facem. Și după care ele, domnul șofer, eu sunt, așa, care-i sărbarea? Unde-i sărbarea? Cine și în ce se îmbracă? 12 sărbări luna asta. Da, mami este cu administrare și cu grupurile pe WhatsApp. Mai rezerv cum acai Crăciunul. Stai un pic, deci 12 sărbări? Concert la pian, examen la pian, sărbare la dans, sărbare la asta, sărbare la el. Am avut examen, acum are concertul pe 13, pe urmă sărbarea la dansuri. Noi nu știm, așa e ziua lui. La mulți ani iubire pentru săptămâna următoare. Ești la sărbare, oricum. Eu și-am mutat de ziua mea. La mulți ani. N-are importanță. La mulți ani. Și după anul nou plecați, am înțeles, în vacanță? Da, da. De obicei, după anul nou și anul trecut, am plecat câteva zile să sărbătorim Crăciunul pe vechi și suntem plecați. Asta cu vacanțele e mai greu la noi, pentru că de fiecare dată când le programăm din timp, se anulează. Sunt spontane. Da, este... Am zis că le facem vacanțele atunci când... Cum am făcut când am plecat în Spania. Eva, la două noapte. Cantă în fiecare lună. Eva, la două noapte i-am trezit și am zis la toți plecăm în Spania. Se întâmplă, deci, se întâmplă... Mi-e place chestia asta de imprevizibil așa. Se întâmplă foarte... Nu, la Spania au fost o tonă de pregătiri, că aveam și valizele. Știut că plecăm. Știam că plecăm undeva, bănuiam destul de... O săptămână înainte, normal, nu chiar în ziua. Bănuiam destul de tare că era Spania, pentru că voi tot vă uitați la viitor cu Malala, cu Spania alea. Dar nu bănuiam că vom pleca în 4 orașe. Da, și a fost patru orașe. A fost foarte fain. Și acum unde vreți să plecați, dar nu? Vreau să terminăm Spania, avem jumătate de Spania trecută. Eu vreau să merg în Londra. Și da, avem fiecare preferință. Eva vrea la Harry Potter, da. Da. Și Anastasia, cred. Da, mi-ar plăcea foarte mult. Dar ce mi-ai zis că vrei să vezi, iubita? Grecia, ai zis că vrei. În fine, avem o listă lungă. Da, Grecia, Grecia, Bruine. Mă uit la mami, mă uit în partea asta. David, tu unde vrei să mergi, iubitule? Tu unde? Bă, David, dar nu te... Știi că am piesă, lui e bine lângă noi. Unde stăm noi acolo e bine. Începe mare, undeva la munte. Da, mare merge acolo. Foarte frumos și mă bucur mult de tot că ați venit. Aveți o super energie. Întrebarea e să... Pentru că în Spania am mers foarte mult de ori la mare. Așa, 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 de fiecare dată. Acasă, apoi la mare. Acasă nu mai... Ei, vă duce voi. Vreau să am o întrebare pentru voi dacă tot vorbiți așa. David, vreau să-mi răspunzi tu repede. Tare. Cum îl alintă mami pe tati acasă?
Cum îi zice? Grea întrebare, nu? Cum îl strigă? Zi. Nu, nu trebuie să spun în publică. De ce? Cum zice? Iepurașule? Iepurașul meu? Îi spune scumpule. Da, îi spun unul altuia scumpule. Sau iubire. Sau iubire, da. Dar cine se pupă? Cine pupă mai des? Mami pe tati sau tati pe mami? Amândoi. Deci nu poți să zici. Nu poți să zici. Mult de trebuie să zică el, mă, Eva, mă. Zi, mă, David, mă. Amândoi. Nu, mă, lasă. Care pupă mai mult? Mami pe tati sau tati pe mami? Atunci când ne îmbrățișăm să ne pupăm, se bagă și el între noi mereu. Deci și vine toată gașca instant, se molipsesc imediat. Se numește molipseală de familie. Molipseală de familie. Noi când facem treaba asta, zicem chisul suprem. Tot așa. Așa și voi treaba asta? Noi zicem sandwich. Sandwich, ok, toți avem câte o denumire. Ne găsiți pe Insta, apropo. Deci hai să luăm așa, pe 12 serbări, totuși 5 conturi de Instagram, TikTok. Deci Anastasia, tu ne-ai spus, mai zi-l o dată, Anastasia. Anastasia Dalia. Sau da, Anastasia Dalia underscore art. Perfect, ai văzut. Sau simplu. Pe toți îi găsiți pe Sârbu Family. Da, nu. Da. Siana Official cu doi de noi, Radu Sârbu Official și ăștia amicii, fiecare David, îi Nicola, găsiți pe Sârbu Maria. Family. Sârbu Family, deci, suntem toți. Căutați Sârbu Family că îi găsiți cu siguranță. Voi vreți să cânteți și tati? Vreți? Da. Da. Păi avem nebunul și el. Ne cânt acum? Da. Vreți să cânte? Da. Eu pot să stau în background. Dar noi cântăm toți împreună. Toți împreună cântăm. Vreți toți să cântați? Da, da. Păi avem da. Apropo, trebuie să anunțăm că este debutul lui David, David Nicolas. E debutul, da. David, mă, păi de ce n-ai spus asta de la început? Păi, pentru că e starul, nu? Vorba. Da, este da, debutul lui. Fetele mai au piese lansate. Fii atent că el are versurile ciocolată cu migdale și el mănâncă acum simiroi de portocale. Mă, știi piesa asta, o cântă și fiimea la fel, Eva. Exact, și acum el mănâncă portocală. Foarte tare, bate palma. Gata, acum bate palma. Am stat înainte să cântăm, vreau să zic o chestie. Mai aveți emisie. Oameni buni, Sârbu Family alături de noi. Fiți ca și Kelly Family, știi? De Kelly Family, așa sunteți voi, haideți aici să cântați. Toată gașca, dar oricum sunteți foarte, foarte faini și ați venit cu o super energie și vă mulțumim mult de tot. Avem adolescenta, stai să luăm microfon. Avem microfoane pentru toată lumea? Hai că eu cânt la telefon. Da, perfect. Stai să facem rost de microfoane, să le scoatem din safe și imediat să avem cu toții microfoane pentru că avem Sârbu Family astăzi alături de noi. Ne pregătim. David, du-te să-ți iei microfonul de star. Lângă ai tăi. Uite, ai făcut. Se numește piesa Lângă ai tăi. Lângă ai tăi, perfect. Lângă ai tăi. Hai să vă vedem. Sunteți foarte frumoși și îți mulțumim mult de tot, Radu. Mulțumim mult de tot că ați venit. Sunteți foarte fain. Hai să vă auzim.